Hei, bine ați venit pe canalul Ana și Daniel Dănescu. Hai să ne jucăm un joculeț. Sinister Night. Hai să vedem aici ce se întâmplă. Să închidem chestia asta. Nu văd prea bine. Sunt într-o curte. Stai un pic așa. Ok, să continuăm joculețul Sinister Night. Hai să vedem ce avem de făcut aici. Mă aflu într-o curte. Și stai că trebuie să iau ceva după aici. Aha. Da. Stai să inspectăm locul, să vedem. Eu cred că nu e direcția prea bună asta. Ia să vedem. Aha. Am nimerit bine pe aici. Știam eu că pe aici trebuie. O mașină care arată cu geamuri fumurii. Sună clopotele sau mi s-a părut mie? Facem aici? Parcă mi s-a părut că sună clopot. E biserica aproape, poate de asta. Și că trebuie să găsesc ceva pe aici. Oh my God. Nu miroase prea bine. Chiar bat clopotele. Să continuăm. Te-ai înnecat. Ia să vedem ce mai e pe aici. E parcă pe aici. Așa. O scară. Ia mă filmează asta. Bă, de data asta nu mi s-a părut, chiar bat clopotele. Dar oare la ce-o fi bună scara asta? Am ieșit din mormânt.
Să continuăm. Mi s-a părut aclopot, nu știu de ce. Ce loc misterios. Ce stafii sunt pe aici, hai să vedem. Unde se potrivește cheia asta? Hai, a? Dar unde mă aflu aici? Sanatoriu? Aoleu. Este așa că nu miroase prea bine. Mă, tot felul de ritualuri. Am văzut niște piciorușe. Erau două piciorușe acolo. Uite, uite piciorușele. Sunt două piciorușe aici. Și fac clopotele în continuare. N-am mai putut să mă ascund și m-a prins. Era liber că nu știe că sunt pe aici. Bă, iar s-aud clopotele. A venit preotul și mi-a făcut o slujbă. Era să-și scap telefonul din mână. Trebuie să fug de preot cât mai departe. Oops. E că ne-am... E o eroare din joc aici. Uite când mă fac așa. Mai doamnă, auzi? Știi ceva? Ia nu mai da tu din mâna aia așa și dă-te la o parte din calea mea.
Dar ce urâtă e! Nu mai pot să mă mișc de aici. Ia să mă întorc înapoi de ne-am blocat amândouă acolo. Are doar un ochi? Oh, mai vede doar cu un ochi, uite la ea. Mă, ce tot îmi apar blugi ăștia pe aici. Din nou trebuie să fac aceleași mișcări să găsesc cheia. I know, I know. Uite o mașinuță și ne plimbăm cu ea. Hai să inspectăm pe aici mașinuța. Bram, bram. O lopată? Dar ce bună o lopată? Un cimitir. Deci mă apropii de cimitirul ăsta. Trebuie să găsești ceva pe aici. Lumânărele. E o petrecere aici, în cimitir. Party! Se dă un party. Și să mă duc să iau scărița aia. Ca să pot să cobor acolo. Că m-am blocat la un moment dat cu doamna. Aia a vrut să dea un autograf lui Puiulete. Și de asta a rămas cu ochiul ăla, așa, știi? Când a văzut el puiul, a rămas doar cu un ochi. Ah, uite și leagăne. Ah, uite ce drăguț, vezi? Oare ăsta este... Oh my God. Asta o fi mormântul ei, al lui Doamne. Da? Nu pe aici se intră? Am intrat pe altă încăpere. Aici e bucătăria, mă. Ce bucătărie, uite care și aragaz, vezi? Multe tablouri de genul ăsta așa pe aici ia. Cu... ia uite, vezi? Ah, nu, că-mi trebuia cheia. Cheia îmi trebuie.
Ia să vedem pe unde mai putem intra în casă. E bun jocul, e făcut bine. Bravo! Se mișcă bine joculețul. O să mai filmez joculețul ăsta. Pentru că de ce nu... Nu mai pot să vorbesc acum după întâlnirea cu doamna. Am rămas mută. Da, e făcut bine joculețul, mi-a plăcut și sper să vă placă și vouă. Și o să ne mai întâlnim cu doamna din Sinister Night. Bye-bye! A pornit? Bine ați venit pe canalul Oana și Daniel Dănescu! Cum era? Haideți să ne jucăm la un joculeț, ăsta care l-am acum pe ecran, The Nail. The Nail? Da. Eu și cu croșetătoarea? Mai croșetez mult? Da, da, da. Eu și cu croșetătoarea, adică eu singur mă joc, croșetătoarea croșetează. Am aici un joculeț de croază. New game, episod, escape, mod. Ai vreo idee care din moduri să-l aplic? I-a dat și un new game. Da, închide chestia aia. Am început deja reclamele. Asta cred că e partea de groază la jocul ăsta. Da, da, da. Mă gândeam eu. Trebuie să văd dacă e poziționat bine în cameră. Look at computer. Care computer? Păi, Mani, nu se mișcă nimic. Dă cu ce? Că am apăsat peste tot. Read email. Am apăsat direct pe butoane. Și că să citesc e-mail-ul. Păi bine, băi, am dat drumul la joc ca să citesc. Și acum? Pagina web nu este. Și că acum mai bine să mă culc. A citit cineva ce scrie acolo, că nu m-am uitat. Poate era important. Ia, da, asta a fost tot? Asta a fost jocul. Yeee, am terminat! Da. N-am terminat. Dar ce se întâmplă acum acolo? E o chestie urită pe hol. Și ce se întâmplă? Că văd că stă acolo. Da, dar nu mici, da? Stai acolo. O, mi s-a părut că am mișcat. Nu, e ce ești poziție! Păi și ce trebuie să faci? Eu nu știu. Uite, apăs pe ecran. A dispărut. Ce-i mă joc cu asta de groază? Ne, te-a prins. M-a pus croșetătoarea joc de groază să mă sperii. Da. Și eu care credeam că e ceva cu distracția, asta a fost tot, asta a fost un coșmar, mă, ceva. Uite, abia acum pot să mă mișc, vezi, uite. Bla, 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 bla și... Rotație. Am înțeles. Ia să vedem niște filme din alea speciale pe laptop. Hai mai intră aici în filmele speciale. Cred că cea mai îngrozitoare parte din jocul ăsta până acum este chestia de sus. Pagina web nu este. Ne. Ce poți asta? În sfârșit. Apăs pe laptop. Nu? Search. Xeroglu Mansion. Să verificăm vila sau... Și are și un nume. În sfârșit. Verificați vila. Așa, și acum ce trebuie să fac? Trebuie să o iau peste tot sau... Vreau să zic, nu să o iau eu peste tot, de la monstru, să mă uit peste tot. Trebuie să faci chestii pe aici sau pur și simplu mergi? Ia să vedem. Bă, dar greu se controlează pe telefon. Nu-mi place. La computer este foarte ușor cu mouse-ul și cu tastatura. Ai precizie, ai viteză. Aici n-ai nimic, nici măcar nu poți să ies pe ușă. Stai așa că nu merge să ies pe ușă. Poate că trebuie să găsești o cheie ceva. Este așa. Hai să apăsăm pe search. Mansion. Uite, bă, ce trebuia să citesc niște tâmpenii pe laptop, mă. Da. Probabil. Le-am citit că nu eram lângă laptop, dar le-am citit totuși. Se pare că de la distanță. Numai când mă uit la laptop de la distanță și deja știu tot ce se întâmplă. Uite că acum pot să mișc, cred că. Vezi? Am apăsat pe clănțelău, mai mic și nu se întâmplă nimic.
Trebuie să mă dau mai în spate, dar ciudat, pot să mă dau mai în spate. Mi s-a stins imaginea! Poate că asta trebuia să... Asta e tot jocul? Stau într-o singură cameră și mi arată niște imagini pe computer? Nu, cred că nu. Asta merge aici? Merge. Uh-huh, am înțeles, da, e panică, în sat, e un monstru, am înțeles. Bla, 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 bla. E mai mult un film aici. Îți nu-s microfonul la telefonul ăsta, că eu stau cu mâinile ca să-l țin și nu sunt sigur ce acopăr. Poate fac și de-alea fâșitoare, de-alea cum faci tu. Mai filmat din când în când pe lete decât un joc și auzea hăr, 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 hăr. Preca cu degetul pe microfon. Adevărul că nu știu unde este microfonul, că sunt o grămadă de găuri în telefonul ăsta, peste tot. Pe partea de sus și pe partea de jos sunt găurele, gaură, 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 gaură. Care din ele e microfonul? Că nu știu. Și fiind și peste tot, n-am cum să nu pun mâna. Că altfel cum țin telefonul? E trebuie să-l țin cumva. Mami, e cam întuneric aici. N-ai nimic, nicio lanternă, ceva? Păi să vedem, sub imaginea mea nu e nimic și altceva nu văd. Ah, bă, asta e un pic, pădă un bec aici. Ce ai făcut? Nu știu, am făcut o captură de ecran! Ce-a fost asta? A, uite, lampă! Uite, dă-te, bă, da aici cu bulina ta cu tot! Uite, bă, care lampă, bă! Așa e, n-am văzut-o. Când am văzut întunericul ăla, m-am emoționat? Este așa, de ce să intrăm noi în casă? Am o presimțire că în casă nu e bine. E să vedem pe afară? Uite ce copăcei drăguți, de ce să intrăm noi în casă când putem să ne plimbăm prin natură? Aici o să o luăm în gură. Ok, uite. Ai găsit ok? Ei, ce tare! Am luat-o sticlă, n-a trebuit să apăs pe ea. Doar am pus râma aia, sau ce e mijlocul imaginei? Că e ca o râmă așa micuță, nu e nici cerculeț, parcă nu e nici punct. În sfârșit, am pus râma pe cheie și a luat-o automat cheia. Așa a fost pe bine. Deja e mai bine, chiar dacă încă e o problemă că mi-a afișează râma. Bă, nu râma mea, râma aia de pe ecran. Ce-o fi moda asta nouă cu râme? Cu puncte, pe mijlocul imaginii, cu boline, cu... Nu vin voi de ele. S-au făcut 10 de ani jocuri în care nu era punct pe mijlocul imaginii și se putea juca foarte ușor și foarte bine, fără să stea ceva în mijlocul ecranului tot timpul ca la un... nu știu cum să-i zic. Ca la un aparat stricat cumva, care are niște puncte care stau tot timpul aprinse. Are o defecțiune, știi, ecranul. Nu trebuie, când o să dispară moda asta cu porcării care stau în mijlocul imaginii? Că nu-i nevoie de ele. Pe bune, că nu-i nevoie de ele. Ia intrăm aici. Uite, s-a făcut roșu acum, ce te s-a... Chiar dă-ne apăr o mânuță. Dar de ce nu pot eu să apăs direct pe ușă? Eu nu vreau să apăs pe mânuță, eu vreau să apăs pe ușă ca să deschidă ușa. Păi nu te lasă, probabil. Da. Din păcate, în loc să fie din ce în ce mai deșteptă, jocurile sunt din ce mai proaste. Pare exemplu, jocurile mai vechi apăsai direct pe obiect. Adică vreau să deschid ușa? Apăsam pe ușă. Ce era greu? Așa. Acum nu mai mergi. Și era, nu era nici bolină. La ce nu trebuie bolină pe mijlocul ecranului? Da. Pur și simplu apăs pe ușă, nu? Că doar o văd pe ecran, apăs pe ușă. Nu-i nevoie să apăs pe o bolină. Poți să mă bag aici? Unde e șeminea? Văd că nu am buton special de... Nu am buton. A prins focul? Da, și de a prins focul, nu. Mă gândeam la buton care să mă... Bac pe ciuciulica? Vreau să mă bag să fac un căcuț acolo în șemineu, dar... Mai filmează ăla sau te juci degeaba? Păi, eu știu că filmează. Uite, 8-17, 8-18. Sper că mă păcălește. Îmi scrie acolo că filmează. Auzi, dar nu mă întâlnesc cu nicio creatură? Hei, am găsit o cheie. Nu știu. Măcar atâta face și el când pun râma pe obiect care clipește. Îți deschide, mă rog, să-l ia singur, automat. Lucru care nu se întâmplă, însă la uși. Acolo când m-am apropiat de ușă, doar mi s-a făcut râma roșie. Îți mai aduce aminte din noaptea anunții, nu? Când mi s-a făcut râma roșie.
Așa, tot așa, că am jucat jocul ăsta noaptea nunții de aia. Și mi s-a făcut râma roșie, la fel ca exact ca acum. S-a înroșit și... Nu pot să intru nicăieri, ce-i cu casa asta? Sau, hai să încercăm să și apăsăm pe uși. Deși am văzut că asta e geam, nu? Deși am văzut că nu... Dacă nu ți apare clanța, nu s-a prinde, nu nimic, nici nu poți să, nu poți să intri. Nu mergi. Ok? Uzam pe asta, am să termină vreodată. Hei, cred că se termină, bă, că văd că tot, îmi dă impresia că a mai rămas doar un sfert sau e doar o eroare de afișare. Uite, butonul de la lampă arată un sfert de cerculeț, dar cred că e o eroare. Am văzut, mi s-a roșit râma că e ușa de la intrarea în casă, dar nu-mi trebuie. Ce trebuie mie intrarea în casă? Deja am intrat. Poate în alte camere. Da, dar nu pot să intru nicăieri. Nu? M-am uitat peste tot. Nici o ușă nu se... Nu se albește, nu se îngălbenește, nu se înroșește. Uite, eu am lampa în mână, nu? E aprinsă lampa. Da. Tu vezi ceva? Ce fel de lampă e asta? Nu văd nimic. Mi se vede doar lampa, dar unde e lumina? Și acum ce fac, Manny? Că s-a negrit de ecranii și nu mai văd nimic. Nu știu, jocul. Cum aș putea să mă joc dacă nu văd nimic? Îmi văd doar lampa. Vă place lampa mea? Nu cui îi place lampa mea? Ia nu știu, joculețe. Da. Dacă vrea cineva să-mi vadă lampa, eu voiam să zic și dacă vrea să-mi ofrece, știi că lampa lui Aladin se freacă, știi? Da, ca nu. Să... Nu? Nu. Nu știi că lampa lui Aladin se... Ba, știți povestea, nu, cu Aladin? Da, da, da. Uite, vezi, eu aici în joc am o lampă. Poate trebuie frecată. Maminița, nu mai văd nimic. Mă întorc în toate direcțiile, mă plimb încolo, se și vede, uite, că încerc să mă mișc. La mișcare stânga, dreapta, sus, jos, nu se întâmplă nimic, când se vede. Înseamnă că nu e bun joc. Probabil! Uite, am apăsat chiar pe lampă, dar nu se mai aprinde. Acum ce fac? Lampă n-am, nu văd nimic, este un ecran complet negru. S-a părut că am văzut o umbră așa ușoară. Da, e ceva foarte vag undeva, nu. Nu mă văd decât pe mine în ecran. Se reflectă, știi? Și plus că mă văd în imaginea micuță din cameră. Da, înseamnă că asta a fost. Jocul pe telefon. Mai bine îl dezinstalez și pun altul. Da. Mai bine ia să ștergem noi filmarea asta, că nu. De ce? Că a fost interesant. Oricum aș juca oricând rahatul ăsta decât Minecraft. Că tot e mai bine. Mai bine mă la imaginea asta neagră cu săgeți decât să mă joc la porcăria aia cu cuburi. Cam asta a fost. Vă mulțumim că v-ați uitat. Trebuie să filmăm croșetătoarea. A, nu, nu. De ce, dragă, că ești o frumusețe a naturii. Nu, nu. Bun, atunci să-i dăm stop. Uite, am filmat 20 minute de negreală. S-a uitat cineva la ecranul ăsta negru cu mine? La ce joc e ăsta? Ia, e ceva sub mine aici? Deci eu cum aș putea să joc în continuare? Că uite, este așa, că e ceva cu un bec, apăs pe bec. Am apăsat pe bec și mi-a apărut chiar lampa. Uite, bă, că apare iar lampa! Și mai filmează acum? Ia să mai apăs iar pe bec. Ia, uite! Mai filmează? Da, parcă. Uite. E, uite, mă, vezi că s-a făcut lumină? Acum e prea multă lumină, am apăsat pe becul ăla de mai multă. E, ura, s-a făcut lumină, vezi? Deci nu ziceți, mă, că puteam să aprind lampa dacă apăs pe bec. E ciudată chestia. Deci mi se termină lampa, în schimb apăs pe un bec și asta mi activează lampa. Da. Are cineva idee că... Ce sens are? În sfârșit. Bine, măcar că se vede ceva, hai să ne jucăm mai departe. Da, tu mai vrei să închizi, dacă nu... Îți dai seama că era ecranul negru, ce să joc? Da. Mă rog, hai să apăs și eu, pe ce mai văd pe ecran, adică... Te-ai gândit bine. Bă, dar nu-i nimic în casa asta, adică m-am dus peste tot, pur și simplu. Am luat toate ai ușile. Ai căutat peste tot? Da, doar afară să ies. A, ia că ți-a părut să o pălmuță la un moment dat. Da? Pe o fi ușa, mă, de la intrare. Uite. Nu, mă, ți-a părut să pe... Aici mi-a apărut la ușa de la intrare. Hai să ne uităm un pic la parter așa în viteză, să trecem pe aici să ne uităm.
Buci de lumină am, dacă știam, aprindeam de la început. Cine n-ai s-a gândit că apeși pe bec să-ți apară lampa? Da. E nasos să filmez cu telefonul, trebuie să stau cu mâinile în sus, care deja mă dor, bineînțeles, că dacă stai cu mâinile în sus, te dor. În plus, trebuie să ai tot timpul grijă cum ții telefonul, pentru că se schimbă poziția în cameră, știi? Adică începi să apari într-un colț al imaginii și așa mai departe. Adică la calculator stă singur webcam-ul, nu trebuie să-l țin eu în mână. Bă, Dore, le-am văzut toate ușile astea, nu e nimic nicăieri. Deci aici m-am uitat deja, că știu că le-am luat la rând pe astea. Mă uitam peste tot, deci nu e nimic nicăieri, pur și simplu. S-ar putea să trebuiască să iei la rând obiecte, să te uiți la fiecare. Poate la covor, poate la... Deci m-am uitat deja în șemineul ăsta, sau cum se numește asta. Dacă trebuie să iei fiecare chestie la rând, fiecare gemuleț, fiecare fotoliu, cine știe unde e, ce e, știi? Poate la lampa asta o iei și îi tragi una în dinți, nu monstru, cu ea, a? Da, probabil. Ai putea oare să-i tragi o lampă în dinți? Eu știu. Și de ce nu apare nimeni? Adică nu trebuie să fie cineva în casă? Cum ar fi un monstru care să mă alerge, care să mă sperie, care... E pur și simplu o casă normală? Goală. Chiar curată, aranjată, adică... Da, da. E chiar frumos aranjată, făcută. Ai mă afară, înseamnă că nu trebuie să fim în casă. În curte, poate. Oricum, nu stau să scotocez după fiecare obiect, să vedem cu ce pot să interacționez. Hai să ne primim un pic și prin curte, să nu zic că ea mai dai niște lumină. Nu știu ce s-a întâmplat. S-a apasă porcările astea, mă, de buline după la recorderul ăsta. Face capturi de ecrane. Mm-hmm. Ai grijă, vezi să nu oprești filmarea. Eu voiam să dau aici lumina la maxim. Becul ăla m-a păsat pe el până când s-a aprins la maxim. Mai mult. Ce-o fi prin curte? Și prin curte sunt greieri? De ce e rămas roșie tot timpul acum? Acum a rămas pe roșu. Știe cineva de ce sunt pe roșu? O să mă uit prin curte asta, poate găsesc niște vată. De zahăr. E vata de zahăr să mănânc. Mi-e poftă. E dacă sunt pe roșu, îmi trebuie... Vreau ceva dulce, știi? Te bă că mai sunt niște... Poți să ajungi la ușile astea după aici? Ui, zeu, mă, greierași, mă. Cred că asta e toată chestia în jocul ăsta. Sunt niște greierași? Mami? Atât? Da. E o curte cu o grămadă de gard peste tot, e mașina mea. Am luat casa de jur împrejur. Acum am bine și să înjur. Ia stai așa. Să înjur joculețul. Ce să mă porcările astea? Mai au jocurile pe... De fapt, unele jocuri sunt frumoase pe telefon. Asta e mai puțin reușit sau cum să-i zic. Așa ar arăta bine. Nu arată rău, e frumos el așa ca aspect. Dar în schimb e stupid, adică ce fac aici? Nu zice nimic din ce am de făcut. Hei! Închide. Reclama? Mhm. Unde ești? Nu știu, vreau lumina. Așa, așa, așa. Dă lumina la maxim. Înseamnă că aici trebuia să primă de la început. Păi și atunci de ce m-a lăsat să mă plimb prin casă? Mi-am pierdut timpul, îți dai seama. Puteam să vin de aici de la început și să ne distrăm, să ne uităm, apăsa pe... It's ce? A zis ceva cu it's, nu știu cum. Dar scrie atât de mic și s-a dus așa de repede că n-am putea să văd ce scrie. Eu s-am pornit în motor sau ceva. Sper că nu vine niciun monstru că m-a auzit că îi umblu pe aici pe la motoare. Atunci lampa, nu, stinge lampa! Iar mi s-a rășit râma. Mai, aș mai vrea o porție de vată, de zahăr? Acum s-a stins, de ce era roșu? No. Ok. Dar asta este camere goale, nu? De ce mă joc aici? Hello! Fraiere, unde ești? Vii odată! Mă însătoresc, te aștept! Scuze, ce ăsta, ce nu știi? Da, probabil. Hai, lasă, nu te mai spăla! Nu te mai șterge, vine-o încoace așa cum ești, că și așa poți. De ce nu ies înapoi afară? Da,
se pare că asta a fost aici. Hai să mergem în casă acum, poate că trebuia să faci mai întâi ceva în termința aia. Da, și acum te duci în... Și acum te duci în casă, da. Sofie, auzi ceva după ce am filmat eu, eu stau cu mâna peste niște găuri aici, care ar putea să fie microfoane. Era să-mi scape telefonul. Ok. Să filmăm profesional. Ia de bă lumină să se vadă ce fac aici. Acum mergi în casă, poate fi reușit să... Da. A prins lumina, tată. A început și ploaia între timp. Suntem în casă, că mi-e frig, da, în joc. Monstru! În roșii mi-aș râma la ușa asta. Ia să vedem. Tu nu-i bă nimeni aici. Unde ești, mă? Uite ce casă frumoasă are monstru ăsta. Sau nu e casa de asta, o fi casa mea? Și el e prin casă. Păi, uite, s-a fost înroșit ușa asta acum. Te văd cum începe să deschidă ușile. Păi, ce cu camerele astea goale? Asta e o casă nelocuită sau? E o casă nou-nouță, că pare așa, neatinsă, ne... Pare virgin, așa, casa asta e. Uite, știu. Este impecabil, așa, și nu e mobilată, nu e nimic înăuntru, nu știu. Vreau mult ca să aibă loc mai bine să mă muște, să se poate desfășura. Ok, altă râmă roșie astea, nu mai e nicio râmă roșie? E singura cameră în care am avut acces și ar mai fi etajul. Ia, hai să mai încercăm o dată, nu, cum mai încercăm încă o dată în camera aia, că mai era o ușă, dar m-am dus la ea. Și nu s-a înroșit, așa că... Monstruică! Cuț! Tatăl îi să vină monstru? Eu știu. Mi s-a părut că ar fi un joc de groază, deci nu ar trebui să vină cineva? E, o fi pe la cumpărături. Bă, m-am dus peste tot, nu se înroșește nimic. Mi-a plăcut un joc. Ți-a plăcut joculețul? Ei, să-mi bag mâna în butonul ăsta de oprit. Că așa și-am filmat o grămadă. Nu știu pe unde e monstru, l-am putut. E frică de mine, n-are curaj să vină. Da, e la coadă, la cumpărături. Săracu. Poate o fi luat corona, e în spital. De-aia nu vine. În sfârșit. Bun, asta a fost tot. Mersi că v-ați uitat. S-a uitat cineva la porcărie. La clipul ăsta de calitate, filmat de mine? Poate că se vor uita. Ești și cu croșetătoarea, ia uite. Da. Uite ce face acolo. Cum duc la sfârșit. Mulțumesc că v-ați uitat și sper să vă placă jocul și să-l căutați și voi. Da. Pa, pa! Pa, pa! Așa zic la sfârșit, pa, pa? Pa, pa! Da. Bye! Să vă asta bă aici, stop, da?